Bună, drăguților, bună, sufletele mele frumoase! Sunt astăzi iarăși aici, alături de voi, cu o nouă etalare, într-o singură variantă, referitoare la persoana voastră de interes. Facem o etalare aproape personală de data aceasta, indiferent ce îmi iese, nu știu a cui este povestea, eu pur și simplu o să fac această etalare ca și cum ți-o fac ție, persoanei din fața mea, că ești bărbat, că ești femeie, nu contează. O etalare aproape personală, vedem ce iese. Uite, așa am simțit eu astăzi, vedem ce iese. Lumânarea asta cam pâlpâie aici și îmi strică mie. O lăsăm aici. Bun. Totuși, vreau să țineți cont de faptul că aceste etalări se bazează, știu că este o, am zis că este o etalare aproape personală, dar, pe de altă parte, totuși este făcută la nivel colectiv, da, să nu uităm lucrul ăsta. Ok, dacă simți că rezonezi cu această etalare, mi-ar plăcea să-mi lași un comentariu în care să-mi spui în ce măsură ai rezonat și ce ți s-a potrivit din această etalare. Dacă nu, pur și simplu mergi mai departe. Asta este. Bun, scumpilor, hai să lăsăm vorbăria la o parte și să începem. O să folosesc acest pachet de Lenormand, pentru că aici am două seturi. Este extins cumva și îmi place lucrul ăsta. Am două seturi de... de personaje, da? Două femei, doi bărbați. Și îmi place lucrul ăsta pentru că sunt cazuri în care există triunghiuri amoroase și atunci apare și cealaltă energie mai ușor. În fine, hai să vedem. Un mesaj important din adâncul sufletului persoanei la care tu te gândești acum. Să vedem ce mesaj important ar avea să îți transmită. Ce ar vrea să-ți transmită? Ce are în sufletel? Ce are în sufletel? Și am aici așa. Ai un admirator secret. Numai puțin că trebuie să beau puțină apă. Și revin. Ai un admirator secret aici. Uite ce frumos. Bun, am revenit. Ce văd eu aici? Văd că tu în perioada asta te simți un pic abandonată sau abandonat. Te simți așa lăsat pe din afară. Am două cărți aici care mi-arată abandonul. Posibil ca tu în perioada asta, da, să te simți așa un pic lăsată pe din afară. Poate că întrebi despre o persoană de care tu te-ai separat, te-ai despărțit. Ce mai văd eu aici este că cineva în secret te dorește. În secret are gânduri destul de păcătoase referitoare la tine. O persoană timidă, o persoană care și-ar dori să fie în preajma ta, o persoană care și-ar dori să fie în patul tău, care și-ar dori să fie cu tine în acest moment. Acum, când tu ești în starea asta, când tu ești un pic cam supărată sau ai energia asta, pentru această persoană ești foarte sexy, arăți foarte bine, ești faină, fain, da? Deci cam asta văd. Văd că starea ta de tristețe, să zic, în unele cazuri, atrage pe altcineva. E foarte interesant ce mi-a ieșit mie aici de data aceasta. Adică cumva simt aici energia ta și energia unei alte persoane care în secret se gândește la tine, da? Își face tot felul de iluzii, tot felul de gânduri referitoare la tine. Ok, hai să mai vedem ce mai apare. Cărțile sunt foarte interesante. Aici o să te caut pe tine și partenerul tău. O să mă adresez ție ca fiind partea feminină. Dacă am mesaje speciale doar pentru bărbați, atunci o să le spun. Dacă nu și tu ești o energie masculină, o să te rog doar să inversezi rolul. Ia să vedem unde ești tu și unde este cel de care tu întrebi. L-am găsit pe cel de care tu întrebi. Am zis că pun primul bărbat sau prima femeie și femeia de care tu întrebi. Și am aici energia masculină, energia feminină. Și haide să vedem care este energia dintre voi doi în acest moment. Ce se întâmplă? Cum se raportează el la tine? Cum te raportezi tu la el între voi doi în acest moment? Un pic mai târziu și o carte care să-mi arate mie care este energia relației în această perioadă.
Ok, între voi doi, ce avem aici? Și avem lupa. Vă analizați. Bărbatul analizează energia feminină. Deci, energia masculină analizează energia feminină, din câte văd. Tu ești un pic supărată, ești întoarsă așa un pic cu spatele, parcă nu vrei să mai auzi, nu vrei să mai vezi în perioada asta. Ești un pic sub lupă, cineva te analizează, văd aici foarte profund. Energia masculină. Poate fi cineva de la locul de muncă, cineva care nu a intrat încă în contact cu tine sau dacă a făcut-o, a făcut-o doar din zona asta de prieten, da? De amic, de coleg. Este cineva care își face curaj și riscă, deși aici încă văd o persoană care vrea să mai aștepte puțin pentru că este oarecum timidă. Ok. Caută o oarecare strategie în perioada asta să te abordeze într-un fel sau altul. Ce văd la tine aici? Tu ești fidelă cuiva, da? Tu ești fidelă cuiva, tu cumva crezi în destin, crezi în soartă, crezi în... Și probabil că ai rămas acolo fidelă cuiva, probabil că ai o persoană, da, la care tu te gândești, diferită de cea care o am eu pe masă. Deci pe masa mea clar îmi iese o persoană care e cu ochii pe tine, o persoană care te dorește, care te vrea, care își îndreaptă toată atenția către tine. Este posibil în unele cazuri să nu fie persoana de care tu întrebi, persoana de care tu întrebi nu mi-apare, ci mi-apare altcineva, un admirator secret. Cineva care stă cu ochișorii așa pe tine. Și această persoană s-ar putea ca mai târziu un pic să fie aici o poveste de dragoste între tine și această ființă, să fie soluția problemelor tale sufletești, problemelor tale în dragoste. Pentru că aici mi-apare cheia și inima. Omul ăsta îți deschide inima, îți deschide sufletul. Are cheia de la sufletul tău, are cheia inimii tale. Între voi doi, steaua, comunicare online, internetul joacă un rol important. Deocamdată, probabil că vă cunoașteți doar după rețelele de socializare, poate că nici nu v-ați văzut încă, poate că nu știți nimic unul despre celălalt în acest moment, ci doar lucruri așa minore. Bun, hai să vedem. Uite, mai am aici un pachet de Lenormand și o să-l folosim și pe acesta pentru clarificări mai profunde, să aprofundăm un pic energia. Între voi doi, în prezent, nu este mare lucru, doar analiză. Persoana de care tu întrebi sau cel care te urmărește și între voi doi, un pic mai târziu, și apare inima aici. Apare inima, dragoste, o persoană îndrăgostită, apare inima și la prezent, apare inima și la viitor. E interesantă treaba, vreau să văd și aici, da, o relație cu noroc, uite ce frumos îmi ies cărțile. Între voi doi, totuși apare luna, probabil mesaje, noaptea târziu, seara târziu, vă gândiți unul la celălalt, telepatie, vă împărtășiți anumite, da, lucruri. E o dragoste așa cumva platonică. La tine apar florile, cumva tu te bucuri de această legătură, de această relație sau te vei bucura de această, te vei simți un pic flatată. La el a apărut sicriul. Vreau să văd de ce sicriul, ce vrea să-mi spună sicriul, ce închide el, peste ce dramă trece aici. Și biciul. Omul ăsta are de închis o karmă, omul ăsta are de închis o problemă sau poate chiar trece printr-un necaz, printr-o supărare. Și iarăși vulpea, o supărare la locul de muncă, poate că a fost dat afară de locul de muncă sau poate că omul de care tu întrebi acum e un pic așa cam viclean, asta văd o viclenie aici cumva, dar parcă pe cale să se termine, să se încheie această viclenie. O energie foarte frumoasă totuși între voi doi. Dar, din câte văd eu, sunt relații de genul mai mult platonice, mai mult pe internet, încă nu v-ați văzut, nu au avut loc încă întâlniri între voi doi față în față. Ok, o să strâng cărțile astea
Și o să facem în felul următor, o să păstrăm doar energia masculină pe masă. Dacă ești, de fapt, vă păstrez pe amândoi. În cazul în care ascultă un bărbat, atunci este energia feminină pentru acest bărbat. Și vedem ce simte. Uite, facem așa, da? Cine este această persoană? Care este adevăratul caracter? Să nu fie cărțile întoarse, ba da, sunt întoarse. Care este adevăratul caracter sau prin ce trece acum în această perioadă? Și punem așa două cărți. Cum se gândește la tine? Ce simte pentru tine această persoană? Ce are aici în trecut? Vreau să văd la intenții, viitorul vostru împreună și vreau să văd și o carte la secrete, la lucruri ascunse. Cine este această persoană? Împăratul și cavalerul de cupe. O, ce energie frumoasă aici. Foarte frumoasă. De ce? Pentru că omul ăsta se scaldă așa cumva între rațiune și emoție. Știe să fie și foarte empatic, știe să fie și foarte rațional atunci când este cazul. Știe să fie autoritar, să preia conducerea, să fie un adevărat luptător, să zic așa, dar poate fi și un om foarte sensibil, foarte emotiv, romantic. Cavalerul de cupe este un bărbat foarte romantic. Mai poate fi aici o energie tânără, a unui bărbat tânăr, până în 40 de ani, da? Care are deja putere, care are deja un rol important în societate, de exemplu, sau da, un bărbat care știe ce vrea de la viață. În alte cazuri, în cazul în care tu ești bărbat și întrebi despre această femeie este foarte, foarte puternică. Ori conduce o companie, ori este manageră, ori este, dar are o funcție destul de bine văzută, dar, pe de altă parte, are și o atitudine așa ușor bossy, ușor lider. Poate e șefa ta, poate e cineva de la locul de muncă cu care tu ai lucrat sau lucrezi, poate fi și asta. Hai să văd cum se gândește la tine și am aici un 9 de monede și pajul de spade te urmărește în acest moment. E o persoană singură sau poate tu ești singur sau singură, urmărește acest lucru să vadă dacă ești disponibilă, disponibil. Persoană independentă, cumva, are destul de mult timp de când poate e cu ochii pe tine, tot ești sub lupa acestei persoane. Ce interesant. Ok. Cum te-a văzut în trecut sau ce a fost între voi în trecut? O, pentru unii dintre voi aici în trecut apare o mare supărare, o dezamăgire, o tristețe profundă, dar și o revenire cumva. Un moment din ăsta în care îți dai seama un păcare mai poate fi aici. Poate că te-ai certat cu cineva, poate că persoana asta te-a certat cu această persoană în trecut, iar apoi v-ați împăcat și chestii de genul ăsta. Ce intenționează? Și am aici regina de băte și regina de monede. Ce intenționează? Am două regine aici. O să vedem ce-i cu reginele astea, că în reginele astea nu știu dacă vedem care-i treaba cu ele. Ce are în suflet? Măi, este cineva de la locul de muncă, cineva cu care tu lucrezi, cineva din preajma ta. Văd magicianul și 8-ul de monede. Lucrează, persoana asta lucrează să-și stabilizeze cumva situația sau cam asta își dorește în perioada asta, cam asta face magicianul. Încearcă cumva să te impresioneze prin felul său de a fi, prin munca pe care o prestează sau da, ceea ce face. Ok, la secrete. Ce secrete ascunde? Cinciul de monede, ca și secret. S-ar putea să fie aici o persoană care, într-adevăr, este o persoană puternică, cu un caracter foarte puternic, dar o persoană care stă destul de prost din punct de vedere financiar sau are ceva probleme, pentru că cinciul de monede ori este o angoasă de părăsire aici, poate că se simte așa cumva
părăsit sau trist sau cu un gol în suflet omul ăsta, sau pur și simplu are probleme financiare în perioada asta și nu ar vrea ca tu să știi acest lucru. Ok, viitorul vostru împreună, dacă există acel viitor sau ce evenimente se pot întâmpla aici în viitor între voi doi și mi-apare turnul. Mi-apare turnul și doiul de spade. Păi turnul arată o dărâmare, o stricare a ceva, se strică ceva sau un eveniment neașteptat între voi doi. Doiul de spade, pe de altă parte, văd aici că este un blocaj. Un blocaj în ce? Hai să le clarificăm puțin pentru a le înțelege un pic mai bine. Pentru că nu știu ce vor să-mi spună reginele alea pe care eu le văd aici, ce intenționează regina de bâte și regina de monede, ce intenționează persoana asta. Să te întâlnească, să vă întâlniți, să facă cumva întâlnirea voastră posibilă. Și șaptele de spade. Da, să facă întâlnirea voastră posibilă. Omul ăsta e și un bun strateg. Cumva șaptele ăsta de spade. Sunt mai multe situații aici. Ce văd? Una dintre ele este faptul că își dorește foarte mult să te întâlnească și să pară totul întâmplător. Da? Adică face o strategie, face ca lucrurile să fie de așa natură încât tu să nu-ți dai seama și să pară că totul este întâmplător. Asta ar fi una dintre variante. Asta în cazul în care vorbim despre acest admirator secret despre care tu nu știi încă sau știi cumva, dar nu ești atât de interesată sau interesat. Ok, în alte cazuri, în cazurile în care vorbim despre un triunghi amoros, pentru că aici nu mi-arată încă triunghi amoros, dar văd două regine aici. Deci dacă tu întrebi despre un bărbat, este posibil ca acest bărbat să lucreze așa într-un mediu unde sunt foarte multe femei sau cumva vrea să iasă basma curată în momentul în care se întâlnește soția și amanta sau lucrează împreună cu cele două iubite, să zic, care două iubite sau și intenționează cumva să le păstreze pe amândouă, într-un fel sau altul. Minte aici, mai văd și minciuni. Omul ăsta parcă păcălește așa cumva. Ăsta e un mesaj parcă diferit de ceea ce am spus până acum. Sunt multe chestii, sunt multe mesaje și vin toate așa cumva deodată. Dar ce văd eu aici? Văd o persoană care ori este într-o funcție înaltă și cam flirtează așa cu femeile din jurul lui, mai ales dacă ne referim la o energie masculină, împăratul și cavalerul de cupe, clar că-i flirt aici. Sunt deja trei energii în jur, una ești tu, dar mai sunt alte două. Pe toate cumva vă zăpăcește așa de cap, da? Omul ăsta vrea să rămână singur și independent, un om inteligent văd aici, doritor cumva, pentru că aici văd un om plin de dorință, care iubește energia, iubește femeile cumva, da, orice femeie e frumoasă pentru el, orice femeie e superbă, orice femeie din jur îl atrage, cam un bărbat așa mai fustangiu un pic pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi v-am spus, poate fi pur și simplu o persoană care își dorește să te vadă. Ce mai văd aici? Mai poate fi și energia unei alte femei. Deci, să lucrezi, dacă tu știi că lucrezi într-un mediu unde sunt foarte multe femei, s-ar putea ca una dintre celelalte femei, celelalte fete să te placă, da? Și să încerce cumva să intre în contact cu tine într-un fel sau altul. E interesantă treaba. Sunt multe mesajele. Viitorul vostru împreună și văd aici marele preot și turnul. Cred că aici e. Cred că aici este o descoperire. Descoperirea unui secret. Care ar fi acela? Este că descoperirea unui secret, cum ar fi faptul că unul dintre voi este căsătorit, iar celălalt nu știe, ceva de genul ăsta, pentru că turnul ăsta vine cu marele preot, ca și cum, oh, am crezut că ești singur sau singură, pentru că aici văd nouăle de monede
Și uite că în viitor apare energia asta, ca și cum stai un pic, că nu ești chiar singură sau singur, pentru că tu ești într-o altă relație și na, mi-ai dat impresia că ești singură. Da, și apare mult stres. Nu știu a cui este etalarea, dar clar că vorbim aici despre o persoană care iubește femeia în general. Iarăși împăratul, ia uite. Și la trecut, aceeași energie, poate cineva din berbec, dar nu neapărat, energia cuiva mai bossy, așa, mai șef, care face pe șeful, care încearcă să impresioneze și în stânga și în dreapta, regele de spade, da, ce nu vrea ca lumea să știe, ce ascunde acolo, este parșivitatea asta. Are o oarecare parșivitate, ascunde faptul că ori stă prost din punct de vedere financiar, ori are un gol aici în suflet, ori vrea să obțină ceva de la fiecare, genul acela de om care întotdeauna își caută interesul, pajul de spade, da. Se gândește la tine că ești independentă sau independent. Acum poate fi și o energie feminină aici. Nu neapărat doar un bărbat, dacă este o energie feminină. De exemplu, și tu ești bărbat, cel care ascultă, este posibil ca cineva să fi pus aici ochii pe tine. De ce? Pentru că tu ești un potențial, da? Sau o potențială sursă de venit, să zicem. Sau în alte cazuri, e posibil ca această persoană, da, să fie așa cumva mai timidă și să fie foarte atrasă de tine, dar deocamdată să nu știe că tu ești într-o altă relație sau se gândește că poate ești într-o altă relație sau chestii de genul ăsta. Mesaje sunt foarte multe, foarte multe pentru foarte multă lume. Cărțile astăzi mă zăpăcesc așa puțin. Cine e omul ăsta? Cine e această persoană? O persoană care riscă, căruia îi place riscul, îi place să riște foarte mult. Avem Cartea Împăratului, Cartea Nebunului și Cavalerul de Cupe. Deci o energie așa foarte aventurier, un aventurier mai văd aici. Și roata norocului. Da, un om care caută tot timpul, caută distracție, caută în jurul său, da, să atrage foarte multe femei. Energii feminine, pur și simplu. Pe toate parcă le minte, la toate le spune câte ceva. Interesant. Hai să mai punem așa câte o carte. Și apoi ne oprim. Și avem așa un nou început. A pus ochii pe tine. Persoana asta se gândește la tine ca la un nou început. O energie destul de tânără, dar cu experiență în același timp. Persoana, în unele cazuri, este cineva din trecutul tău, cineva cu care tu ai tăiat legătura, te-ai împăcat, iarăși ai tăiat legăturile și tot așa. Posibil ca omul ăsta să revină în viața ta, un om puternic. Uite, iarăși mi-arată ursul aici, un om foarte puternic. Din punct de vedere, nu neapărat material, cum să spun, poate că are o funcție, poate că are un caracter așa puternic, sau un corp așa mai robust, ce intenționează. Oh, Doamne, aici mi-apare o întâlnire, întâlnire în casă, în casa unde locuiește cu cineva. În unele cazuri, omul de care tu întrebi s-ar putea să fie căsătorit, da, și să aibă loc o întâlnire chiar în casă, parcă cea mai bună prietenă a soției este și amantă, ceva de genul ăsta, nu știu, e complicată treaba aici pentru unii. Ce văd aici mai târziu? Văd greutate, văd probleme în căsnicie pentru unii dintre voi. Ce mai are aici în suflet? Ce are în suflet? Are o karmă, are o cruce grea. Să vedem ce e cu crucea aia. Și la secrete ce ascunde aici? Șarpele. O, Doamne. Șarpele, amantă, amant sau o răutate mai poate fi. Oh, ce are în suflet.
Crucea și sicriul, astea nu sunt cărți bune, asta înseamnă o boală, poate un suflet bolnav, un suflet care are nevoie de validare, o inimă frântă, crucea și sicriul. Dacă venea invers, așa, aș fi zis că are gânduri din astea urâte, adică sunt probleme acolo deja psihice. Dar venind așa, crucea și sicriul înseamnă o boală a sufletului, cumva. Manipulare, mai văd aici un om care iubește să manipuleze pe cei din jur, să se joace cu toată lumea. Da. Nu știu cine este această energie, nu știu cu cine ai tu de-a face aici, dar văd că omul ăsta nu este tocmai omul cu care tu ai vrea să ai de-a face. Iarăși vulpea, da? Un suflet așa viclean, vezi tu? O viclenie în sufletul acestui om. Iar aici, la secrete, ceea ce încearcă să ascundă. Putem să vorbim în unele cazuri despre un narcisist sau despre un om care chiar are probleme, pentru că văd că își caută interesul cumva la secrete, deci asta are ca și cum ascunde faptul că își caută interesul. Un om foarte isteț, văd, un om care umblă cu tot felul de chestii, cum ar fi. Da, genul acela de persoană care chiar în casă, chiar acolo unde nu ar trebui să se întâmple asta, își aduce amanta sau ceva de genul ăsta. Da. Și se pare că în unele cazuri genul ăsta de om a pus ochii pe tine. Ce mai văd aici? Drumuri. Toată ziua e pe drumuri sau se gândește mult. Și secrete. Un om plin de secrete, de mistere. Nu știu cu cine ai de-a face, nu știu cine e persoana asta, dar văd aici că și în trecut ai avut de-a face tot cu același om, cu aceeași persoană, v-ați certat, v-ați împăcat, ați rupt legătura, iarăși te-ai întors în aceeași relație, cu aceeași persoană. De ce? Pentru că te face dependentă de el. Cumva omul ăsta, într-un fel sau altul. Dar așteaptă-te, da, la tot felul de lucruri mai puțin plăcute. Dorință văd aici, foarte puternică, o energie sexuală foarte puternică are această persoană. Și dacă e femeie și dacă e bărbat. Un om care iubește să riște, un om care iubește să facă lucruri de genul ăsta. Deci este stilul acela de om care nu-l ții într-un singur loc. Foarte rar îmi iese împăratul și cavalerul de cupe împreună. Nici nu știu dacă mi-a ieșit vreodată combinația asta. Adică, când am întrebat de caracter, ce caracter are acest om, împăratul. Împăratul este puternic, e șarmant, e frumos, are acel pe vino încoace, de toate, da? Dar este foarte rațional, foarte isteț. Are o poziție înaltă. Cavalerul de cupe este romanticul acela incurabil, deci este genul acela de om care știe cum să te zăbăcească pur și simplu, știe cum să te nebunească. De aceea te ține tot timpul aproape. V-am zis, pentru alții este posibil să fii o persoană nou-nouță, da? Care te admiră în secret, care a pus ochii pe tine și nu numai că te admiră, dar a pus ochii pe tine așa ca lumea. Dar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o relație în care se repetă anumite lucruri non-stop, la infinit aici. Tot se repetă. Hai să scot câteva cărți ca și sfat pentru tine și încheiem. Ia să vedem ce ar trebui tu să faci în situația asta. Și avem așa. Ce s-a întors aici? Da, regele de bâte, șaptele de monede și nouăle de cupe. Cumva să te pui pe tine pe primul loc, ceea ce foarte multe dintre voi sau mulți dintre voi nu faceți asta. Să te pui pe primul loc, să mai aștepți un pic, să nu te arunci așa cu capul înainte, deși pare bărbatul visurilor tale, mai ales în cazul în care este cineva nou. Să stai un pic așa, să dai doi pași în spate, să te uiți atentă, să te informezi. Ai grijă la un dar, la cadouri, la daruri. Știi cum e? Chiar citisem acum într-o zi, bine, am văzut chestia asta și mai de mult, dar acum am văzut-o din nou.
că singurul lucru care este gratuit este cașcavalul din capcana de șobolani. E cam asta văd aici, că cineva îți face un cadou, îți face un dar, parcă cumva fructul interzis te tentează, dar este ceva iluzoriu, doar de scurtă durată. Ce ar trebui tu să faci în situația asta? Să dai doi pași în spate și să te uiți atentă sau atent la această persoană. Să analizezi mai bine lucrurile. Bun, drăguților, cam atât am avut pentru voi. Nu știu cui o să îi se potrivească această citire, pentru că e așa o nebunie aici. Dar voi știți. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii dacă ați rezonat sau nu, sau parțial, sau doar cu un singur mesaj. Bun, dragilor, cam atât am avut. V-am pupat. Aveți grijă de voi. Numai bine. Ceau, ceau!